Creștinii ortodoxi au intrat de luni în postul Sfintelor Paști, cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru posturi de peste an. În această perioadă, oamenii adoptă o atitudine spirituală, dar nici nu trebuie să consume alimente interzise. Unul dintre cele mai mari păcate care pot fi făcute în post se numără și fumatul. Postul potolește toate pornirile pătimașe. Fumatul este un păcat mai mare decât consumul de alcool, chiar dacă unii spun că nu are importanță. Dintotdeauna acest viciu a fost considerat un păcat, deoarece este o sinucidere lentă, un rău făcut trupului. Fumatul, cred că ar trebui să nu existe nici măcar în afara postului. Adică oamenii ar trebui să știe că acesta este un viciu și că țigarea, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere medical, este un pericol. Conține atât de mult substanțe dăunătoare pentru organismul uman, încât unele dintre ele, dacă ar fi administrate în stare pură persoane umane, ar putea provoca chiar și moartea, dacă nu boli grave. Așa că, din punct de vedere teologic, a fuma se poate încadra la păcatul sinuciderii. Omul găsește o mulțime de scuze pentru orice deprindere rea în viață. Așa se petrec lucrurile și cu obiceiul fumatului. La supărare, omul spune că fumează ca să-și mai risipească gândurile negre ce îi năpădesc sufletul. La bucurie spune că cea mai nevinovată distracție este o țigară. Tân și judecând după aceste aspecte, fumatul sau viciul acesta al fumatului ar trebui să nu existe în viața niciunei dintre oameni, indiferent că sunt creștini sau de alte credințe. Rugăm pe toți cei care au această patimă și viciu al fumatului să încerce să le rărească și dacă se pot lăsa de această patimă sau viciu, cum îl numim în limbajul nostru de zi cu zi, ar fi foarte bine atât pentru sănătatea lor, cât și pentru sănătatea celor din jur. Atât sănătatea fizică, cât și sănătatea sufletească. În postul Paștelui, creștinii ortodoxi adoptă o atitudine spirituală, se roagă și își curăță sufletul, dar nici nu consumă alimente interzise precum carnea, brânză, ouă, lapte și pește. De asemenea, fumatul și consumul de alcool se află pe aceeași listă.